Mai ieri am filmat aici poliție locală care staționa după semnul de interzicere, parcare. Și nu mai erau alte mașini. Azi noi poliția, dar uitați-vă câte alte mașini staționează aici. Cândva aici era stația de transport public, acum stația s-a mutat mai departe. Nu știu pentru ce e interzis aici staționarea. Dar dacă e interzis, ori respectă toată lumea, ori poliția ne dă exemplu cum poate fi ignorată prevedere legală. Și înțelegem și noi o chestie, că nu contează ce scrie în lege, contează cum face poliția. Acolo în locul mașinii de poliție și așa trebuie ținută șapca de polițist. Intersecție de la piața drumul Taberei, strada Brașov. Este drum de parcul drumul Taberei la Patinoa. Sau băieții la fumat. Umbra.